Înainte de a prezenta următoarea carte, vreau să rectific o greșeală, că am zis eu că o fac până la urmă, dar crăsnerii sunt oameni iertători. Una mă iartă crăsneancă de 25 de ani, astăzi o rog să mă ierte și pe doamna Maria Popescu, fostă elevă a domnului Gheorghe Mihailiuc, care, doamna profesoară, a venit de la Crasna astăzi la Dimca pentru a-și omagia profesorului. Următoarea carte, la care îmi permit să spun că l-am încurajat pe Gheorghe Mihailiuc, apare tot la Hluboca în anul 2005 și se numește Refluxuri. De ce se numește Refluxuri? Deoarece așa a fost întreaga sa viață. Am văzut din biografia sa că domnul Gheorghe Mihailiuc și-a exprimat întotdeauna și eu cred că eleva domniei sale prezentă astăzi aici ne va vorbi câteva cuvinte despre aceste lucruri în anii 60, în anii 70, să-ți permiți să spui că eu vorbesc limba română și nu moldovenească pe care el o preda în școală, să vorbească și să scrie despre acei tufari străin, trebuia să ai un mare curaj. Mai mult decât atât, domnul Gheorghe Mihailiuc a fost unul dintre miile de participanți la evenimentele de la 1 aprilie, de la Fântâna Albă. Și pe această temă a și publicat în presa timpului, deja după 1990 încoace, dar și în prima sa carte, un articol pe această temă a fost inclus. Refluxurile vieții lui Gheorghe Mihailiuc au impresionat întotdeauna și citind această carte, rămâi surprins de curajul unui om care a rezistat să-și mențină și să-și păstreze coloana vertebrală în acele timpuri grele. Și acum vom audia un cântec pe versuri de Gheorghe Mihailiuc, versurile care sunt incluse în aceste refluxuri. Un reflux de-al lui Gheorghe Mihailiuc, să zicem. Cu care cu să spun